Vrei să mă vezi? Vino chiar acum la strada. O să mă găsești aici sub sol. Bă, nici nu pot să cred. Nu, du-te înapoi, Jeff. Mamă, în ce m-am băgat? Hei, stai cu minte. Hei, prieteni, înainte să începem clipul de astăzi, vă prezint canalul TGC Totul Despre Tot. Aici veți găsi fenomene paranormale, locuri bântuite, misterioase, dar și multe alte lucruri foarte interesante. Așa că dacă vă plac clipurile de groază, istorii, legende, atunci neapărat trebuie să vizitezi acest canal. Haideți să-i facem o surpriză și să ne abonăm într-un număr cât mai mare. Linkul îl găsiți în descriere sub acest video. Iar acum haideți să trecem la subiectul de astăzi și anume vreau să fac cumva să îl întâlnesc pe Jeff Ucigașul. Voi reuși acest lucru sau nu rămâne de văzut, dar până atunci am luat plastilină și voi încerca să îl mimez, ca să zic așa, să transform această plastilină în Jeff Ucigașul. Și este ora 3 de noapte și se spune că Jeff Ucigașul îmi va da semne de viață, adică ori o să vină aici, ori o să mă sune, ori indiferent ce semne o să-mi dea, el trebuie să apară. Așa că haideți să începem să dăm drumul la treabă. Iată, o să-i fac capul. Ok. Eu acestea să-i fac mânuțele, de fapt mânuțele încă mai și alin, să zic așa. Ok, haideți să vă arăt și vouă măcar cât de cât. Așa, deci se spune că indiferent nu este, cum să vă spun, neapărat să-l faci 100% să semene cu Jeff Ucigașul, pur și simplu. Toată chestia aceasta este bântuită, nu știu cum să vă spun, adică la cine te gândești tu că îl faci din plastilină, ăla va apărea lângă tine. Așa că nu este neapărat să ne străduim să îl facem vouv. Știți ce spun? Important este că eu acum mă gândesc ca și cum îl fac pe Jeff Ucigașul, așa că Jeff Ucigașul va trebui să apară. Ok. Ok, să zicem că ăsta este Jeff Ucigașul. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar sunt două mâini, două picioare, un cap. Ok. Acum trebuie să îl chemăm. O să o pun undeva, hai să fie aici, în picioare, așa. Și o să zicem: Jeff Ucigașul, vino, te rog, acum, aici, la mine. Bă, ești prost. Deci a căzut capul când l-am chemat eu. Bă, ăsta este un semn rău sau? Băi, iată capul. De ce anume acum a căzut și de ce în general el a căzut, dacă se ține foarte bine și acum iată se ține bine? Nu înțeleg de ce, dar hai să-l las aici și acum voi sta în așteptarea lui. Nu știu cât va trebui să aștept, dar așteptăm. Nu avem încotro. Prieteni, eu am așteptat deja vreo 10 minute, însă se pare că nu se întâmplă absolut nimic. Poate este doar o minciună. Am mai încercat acest lucru cu Siren Head, însă totul a decurs bine, dar voi mai aștepta puțin, deoarece cine știe, poate se reține sau poate nu mi-a auzit. Mă gândesc la capul ăla care a căzut. Este bine sau din cauza la capul ăla Jeff Ucigașul nu vine la mine? Prieteni, numai ce am luat telefonul pentru că mi-a venit un mesaj și haideți să vă arăt și vouă ce anume mi-a venit. Iată undeva pe aici, o să vă pun. Hei, hei, hei!
Credeai că nu o să vin după tine, da? Băi, ești prost! Deci ăsta chiar vine după mine? Și eu care credeam că nu funcționează, bă, totul funcționează, voi ați văzut și singuri. Deci, nu știu ce să fac. De fapt, stați așa. Stați o clipă. Ce să-i scriu? Spuneți-mi, vă rog, să-i scriu ceva. De ce nu vii? Sau, de ce nu vii, dar... Ești fake? Bă, deci m-a luat puțin cu frică, cu vârtejurile alea pe cap, ca de obicei, cum îmi apar monștri. Nu știu, nu citește, dar nu înțeleg care a fost mesajul său. Credeai că nu o să vin după tine? Păi și atunci de ce nu vii, dar? Sau o să vină pe neașteptate? Nu înțeleg chiar. Mamă, în ce m-am băgat, a? Mi-a trimis chiar acum. Stați așa. Stați o clipă. Ce? Vrei să mă vezi? Vino chiar acum la strada. O să mă găsești aici, sub sol. Bă, prieten! Nu pot să cred așa ceva. Deci el acum este pe strada și a spus că îl găsesc sub sol? Nu cred așa ceva. Deci chiar nu cred așa ceva. De aceea am să plec chiar acum acolo să văd dacă într-adevăr el se află acolo unde mi-a spus. Deci, haideți să pornim, să nu mai stăm mult la vorbă. Deci, nu pot să cred că mi-a răspuns, fraților, și încă mi-a dat și adresa unde să plec exact la el. Stați. Uf, m-am grăbit și n-a ce fac. Ok. Plec chiar acum la adresa pe care mi-a zis-o el și vom vedea dacă într-adevăr el este acolo. Ok, prieteni, eu am ajuns chiar acum. Va trebui să plec sub clădirea aceea. Nu știu dacă se vede ceva pe camera video, dar gen undeva acolo, sub clădire. Aia este adresa exactă. Eu plec acum, însă am uitat să iau lanternă. Dar totuși sper să fie ceva lumină acolo și să pot filma. Și vedem ce se va întâmpla, dacă într-adevăr este sau nu. Iată, aici este parcarea subterană. Uf, am foarte, foarte mari emoții. Bă, nici nu pot să cred! Nu! Du-te înapoi, Jeff! Du-te înapoi, te rog eu frumos, du-te! Uitați-l cum se târie pe jos! Nu! Hai să fugim! Alergăm! Fugim! Să mă ascund undeva aici, clădirea aceasta. Eu sper foarte mult să nu vină și aici. Mamă, în ce m-am băgat? Hei! Stai cu minte! Lasă-mă în pace! Te rog eu, pleacă! Sper să plece, prieteni. Mamă! Calm. Deci, prieteni, eu mai am foarte puțin și ajung acasă. Voi ați văzut ce nebunie totală a fost astăzi. Dar deja a mers foarte mult și sper că nu s-a luat din urma mea. Așa că dacă mai doriți clipuri de genul acesta, apreciați-l chiar acum cu un like, să facem 15.000 de like-uri și desigur abonați-vă la acest canal să nu ratați noile mele videoclipuri.
Ok, iată că deja am oprit și mașina, am ajuns. Acum plec acasă, iar noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Postez aproape zilnic la ora 10:30, așa că stați aproape, nu plecați departe. Urmează conținut foarte, foarte interesant, din ce în ce mai interesant. Pa!